problema persoanelor cu deficiențe psihice și mentale, care prezintă pericol pentru societate, capătă amploare odată cu creșterea numărului de bolnavi. Autoritățile locale din Ungheni au convocat o adunare pentru a propune anumite soluții. Detalii ne spune Mariana Gasnaș. Vacanța de iarnă a elevilor va începe cu o zi mai devreme. Ministerul Educației a emis o dispoziție prin care orele de luni 24 decembrie se transferă pentru sâmbătă 15 decembrie săptămâna curentă. Decizia a fost luată în baza solicitărilor direcțiilor raionale și municipale, învățământ, tineret și sport. Drama lui Ion Druță, păsările tinereții noastre, a fost pusă în scenă de elevii gimnaziului din satul Horodiște, raionul Rezina. În instituție activează un cerc teatral, în cadrul căruia copiii învață arta actoricească. Potrivit administrației școlii, datorită acestei activități, elevii au început să citească mai mult. Numărul persoanelor care suferă de diferite boli psihice sau mentale este în continuă creștere la Ungheni, spun specialiștii de la asistența socială. Pericolul este tot mai mare pentru comunitate odată ce bolnavii devin agresivi în anumite cazuri și nu se pot controla. Avem o categorie de persoane cu dizabilități mentale care au un comportament agresiv și la care, cu părere de rău, nu avem de multe ori soluții, și anume, inclusiv și servicii, modele de comportament, proceduri. Consider că ponderea cea mai mare a asistenței ar trebui să fie oferită de factorul medical, de medicină. Cu o asemenea situație se confruntă și o bătrână din orașul Ungheni, care se teme să locuiască sub același acoperiș cu fiul său bolnav psihic. Nu știu, de-am și să fac el, de-am și pe mine câte ori m-a bătut și nu știu. De el de mine nu se teme, el spune că nu mă spun o vorbă, gata, el sare la mine, da, și de asta. Când vine de la spital, el se duce la tocică și încă și beș, chem scoaraia și asta, vine nescoaraia și ieși, țin câteva zile și iar vine acasă și iar și tot așa și tot așa. Bătrâna își dorește ca fiul ei să stea sub supraveghere într-un centru de plasament atunci când este externat din Spitalul Clinic de Psihiatrie Costiujeni. Autoritățile dau asigurări că în viitorul apropiat vor găsi o soluție eficientă pentru toate victimele agresiunilor din partea bolnavilor psihici și mentali. Sperăm că ca rezultat vom ajunge la o concluzie oarecare. Vom încerca să lucrăm într-o echipă multifuncțională și unde actorii, fiecare actor, ori asistentul social, ori medicul psihiatru sau asistentul social să știe loc, ca toate cazurile respective să le soluționăm operativ și eficient. Potrivit medicului șef al Spitalului Raional Ungheni, Lidia Crăciun, sistemul medical de astăzi nu poate acorda asistență integrală pacienților care au deficiențe psihice și mentale. Cu părerii de rău, acești pacienți nu devin sănătoși și ei, după despărțirea de sistemul medical, au nevoie de o continuitate în acțiuni și în tratament și în o integrare în societate, au nevoie de îngrijiri speciale, fiindcă acestea sunt persoane cu nevoi speciale. Medicii psihiatri atenționează că persoanele cu tulburări psihice pot avea un comportament agresiv. Din această cauză se recomandă precauția și ignorarea provocărilor venite din partea bolnavilor. În raionul Ungheni sunt peste 1400 de bolnavi cu probleme psihice și mentale. Dintre ei, 150 prezintă pericol pentru societate. Bucurie pentru elevi! Vacanța de iarnă începe mai devreme. Lecțiile de luni 24 decembrie vor fi desfășurate sâmbătă 15 decembrie. Decizia a fost luată în baza solicitărilor direcțiilor raionale, municipale, învățământ, tineret și sport. Astfel, directorii de școli și licee vor asigura necondiționat calitatea procesului educațional în strictă conformitate cu orarul stabilit în fiecare instituție de învățământ. Direcțiile raionale sau municipale de învățământ, tineret și sport vor monitoriza realizarea prevederilor dispoziției menționate.
Drama lui Ion Druță, păsărele tinereții noastre, a fost pusă în scenă de elevii gimnaziului din satul Horodiște, raionul Rezina. În instituție activează un cerc teatral în cadrul căruia copiii învață arta actoricească. Potrivit administrației școlii, la elevi a apărut și interesul de a citi mai mult. Este o tradiție de la Horodiște, unde alături de teatru se sărbătoresc sărbătorile religioase, precum este Sfântul Andrei și altele. Este o tradiție, copiii sunt cointeresați să participe. Însuși teatru educă mai multe elemente la elevi, ca cum dicția, prezentarea și locul în scenă și alte lucruri. Și vreau să vă spun că prin intermediul teatrului s-a mărit și calitatea însușitii la elevi. Au venit mulți, au solicitat această piesă ca să o citească. În schimb, nu prea le-am solicitat dorințele că le avem literatura în limba chirilică, dar totuși au făcut cunoștință. Am rămas foarte mirată de felul cum au jucat copiii. Poți să pleci cu dânși la un teatru în oraș. Mi-a plăcut un spectacol și mai ales decorul. Se vede, într-adevăr, copiii citesc, au dragoste de teatru, de acum ei se întreg, nu știu care, să vină la cerc și cine să iei rolul. Vor tot mai multe roluri, mai mult spectacol. Deși au avut mult de muncit, elevii s-au simțit foarte bine în rolul personajelor pe care le-au interpretat. Acest rol a fost într-un fel și greu, însă munca pe care am depus-o cred că a meritat. În sfârșit, rezultatul obținut cred că nu a fost chiar atât de rău. Și, într-un fel, sunt mulțumită de mine însumi. Am câștigat, am avut a câștiga, învățând anumite tehnici, în primul rând, și mulțumesc, în primul rând, și doamnei care ne-a dirijat și ne-a purtat până la urmă, așa, ca printre rânduri de mână, până ce am ajuns aici. Am învățat multe lucruri noi, unele piese de-a lui Ion Druță, am avut niște emoții plăcute. Mulțumesc foarte mult doamnei bibliotecare că ne-a condus, ne-a oferit șansa de a ne prezenta. Teatrul din satul Horodiște activează de 3 ani. Membrii Cercului de Artă Dramatică participă la diverse festivaluri raionale. Zeci de arbori din parcul de odihnă și de pe străzile comunei Hârtop din raionul Cimișlia au rămas mutilați în urma intervenției echipei de la Union Fenosa. Ultimii susțin că desfășoară lucrări ordinare de întreținere a liniilor de curent electric. Acțiunea a trezit revolta din partea localnicilor care au apelat la ajutorul primăriei, serviciului ecologic teritorial și mass mediei locale. Eu îi spun lui și tăi copac, de spun și cine ești mătale. Eu stăpân că ești. Dar și... Păi, nu ai spus 2 metri până la strâmbă, dar nu 2 metri, cele 8 metri. Dacă creangă are vreo 12 grosime și el o taie. Acum așa. Noi așteptăm roade la copacul ăsta, amănăjare ulița centrală, că și e frumoasă, dar iată vin și taie. Vin și își bat joc de copacii noștri care i-am pus noi cu mâinile noastre și îi îngrijim. Ei ne vinovățesc pe noi că deși i-am pus sub linie. Noi am pus că să fie frumoasă ulița. N-am avut în vedere că ar să fie linie. Copașii ăștia au spus încă înainte de a trage linie aici. Spun că este scurt circuit. Scurt circuit este pe ulița de la Vale, unde sârmile legate de sârmă, stâlpul de lemn cu sârmă. Taie vârfurile. Dar și eu-s pasări să zbor din copac în copac. Că pentru ce lucrezi, dară? Spuneți că la șeful tău, așa cu Union Fenosa voastră, e milioane primești pe lună. Dar eu primești 700 lei pensie. Și văd copaci, de el milioan și el n-are bani să-ți cumpere ție o farfică, ce-i lungă care și-a studios și stai așa ca un om gospodar? Administrația publică locală se arată nedumerită de ce reprezentanții Union Fenosa nu i-au prevenit despre lucrările efectuate. Nici Inspecția Ecologică Cimișlia nu a autorizat lucrările de retezare și tăiere a arborilor din localitate. Este administrația publică locală cu care trebuie să fie coordonate absolut toate problemele care vor... trebuie să fie efectuate în teritoriul primăriei. Referitor la ceea ce s-a întâmplat astăzi, eu personal n-am fost înștiințat, nici n-am știut de activitatea care o face Union Fenosa în comuna Hârtop. Niște copaci atât de frumoși, mari, nuci, care îi crește ani de zile, îi taie fără niciun fel de regulament.
conform legislației în vigoare la ziua de astăzi, aceste lucrări se efectuează numai în baza autorizațiilor de tăiere. Aceste autorizații le primesc de la inspecția ecologică, adică din teritoriu. După cum vedem, aceste lucrări nu s-au efectuat. Întreprinderea care efectuează lucrările nu dispune de autorizații. Reprezentanții întreprinderii Union Fenosa afirmă că lucrările corespund regulamentelor și legislației în vigoare, care permit retezarea arborilor pentru înlăturarea pericolului de scurt circuit în apropierea liniilor electrice. Plantarea copacilor sub liniile electrice conduce la crearea unor situații de avarii care, pe timp nefavorabil, intemperii sau în urma unor activități necoordonate, pot conduce la perturbarea sau întreruperea livrării energiei electrice în localitate. În cazul în care este vorba despre o petiție sau o reclamație, cum spuneți dumneavoastră, care ar devia de la regulamentul sau prevederile regulamentului pe care l-am stat, orice persoană, autoritate publică sau persoană fizică, este în drept să depună o reclamație care va fi examinată în modul stabilit de legislație și va primi un răspuns. Potrivit legislației în vigoare, dacă reprezentanții întreprinderii Union Fenosa vor fi găsiți vinovieți în procesul de tăiere al arborelor din satul Hârtop, ei riscă o amendă de la 400 la 500 de unități convenționale, adică până la 1000 de lei. Problema persoanelor cu deficiențe psihice și mentale, care prezintă pericol pentru societate, capătă amploare odată cu creșterea numărului de bolnavi. Autoritățile locale din Ungheni au convocat o adunare pentru a propune anumite soluții. Detalii ne spune Mariana Gasnaș. Vacanța de iarnă a elevilor va începe cu o zi mai devreme. Ministerul Educației a emis o dispoziție prin care orele de luni 24 decembrie se transferă pentru sâmbătă 15 decembrie săptămâna curentă. Decizia a fost luată în baza solicitărilor direcțiilor raionale și municipale, învățământ, tineret și sport. Drama lui Ion Druță, păsările tinereții noastre, a fost pusă în scenă de elevii gimnaziului din satul Horodiște, raionul Rezina. În instituție activează un cerc teatral, în cadrul căruia copiii învață arta actoricească. Potrivit administrației școlii, datorită acestei activități, elevii au început să citească mai mult.